Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Am stat și m-am gândit ce înseamnă oare pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea Lui. Ce poate să ofere mai multe pace decât jertfa Domnului Iisus Hristos care îți spune ești liber. Ai pace cu Tatăl acum. Ești în legământ cu Tatăl. Nu te mai așteaptă pedeapsa și iadul, ci te așteaptă Tatăl să-ți dea biruința și bucuria și cununa. Doriți această pace? Amin. Lăsați-vă de îngrijorare. Doriți ca pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere să fie în inimile și în gândurile dumneavoastră? Nu vă mai îngrijorați. Am învățat noi un fel de rugăciune. Vă aduceți aminte din Psalmul 13. Psalmul 13 e psalmul omului care plânge, se plânge înaintea lui Dumnezeu și plânge toate necazurile, toate problemele. Și le aduce la cunoștința lui Dumnezeu toate problemele lui. Și spune Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Rugăciunea aceea în care te pui pe genunchi acasă și îi spui Domnului de la A la Z tot ce te împovărează. Tot ce te doare, tot ce ai probleme, același lucru îl cere și Apostolul Pavel. Vă dau eu un antidot pentru toate problemele voastre, pentru stresul cotidian, pentru grijile de fiecare, îți vă dau eu un antidot, rugăciunea înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui toate lucrurile. De multe ori aș dori să fiu ca un copil, că îi aud strigând acum acolo. Ei nu au grijuri, ci grijurile le aduc la cunoștința tatălui și a mamei. Mamă, vreau asta. Mamă, vreau asta. Mamă, tată, uite, de asta am nevoie. Uite, asta mă doare. Uite, aici am o problemă. El nu se îngrijorează. Rezolvă, tată, rezolvă, mama. Să știți că și noi, înaintea lui Dumnezeu, suntem astfel de copii. Și astfel trebuie să fim întotdeauna cât vom trăi pe pământul ăsta. Fie că avem 29 de ani, fie că avem 34 de ani, fie că avem 20 ceva de ani, fie că avem 80 de ani, suntem tot copii înaintea lui Dumnezeu. Și la fel trebuie să fim întotdeauna că suntem pe pământul acesta. Haideți să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, nu mai vreau să mă îngrijorez. Știți că este un păcat? Îngrijorarea. O să ne ajute Domnul la un moment dat să vorbim despre niște păcate pe care și eu le respect și le onorez, dar și dumneata le respect și le onorez. Și unul dintre acestea este chiar îngrijorarea. În biserică. O respect la maxim. Și vă invit înaintea lui Dumnezeu în această dimineață să-i spunem, Doamne, nu vreau să mă mai îngrijorez de acum, de absolut nimic. Și vreau ca pacea Ta să fie în inimile noastre. Haideți să ne ridicăm acolo.